Deci, ca urmare a ordinelor și dispozițiilor primite legate de organizarea celor două centre de vaccinare anticovid în Târgu Neamț, am luat împreună cu reprezentanții Consiliului Local și prin Comisia de Situații de Urgență, Comisia Locală de Situații de Urgență, următoarele măsuri. Rămân și, în primul rând, avem un centru care funcționează conform normelor la Spitalul Târgu Neamț, unde deja a început procedura de vaccinare pentru cadrele medicale. Cel de-al doilea centru este în curs de acreditare de către Direcția de Sănătate Publică, de fapt de avizare. Centrul va fi la fosta sală de sport din zona Cetatea Neamțului. Am inițiat un proiect de hotărâre prin care s-a alocat suma de 150.000 de lei pentru a dota acel centru și a achiziționa materialele sanitare și nesanitare necesare pentru o lună de zile, astfel încât să putem cel târziu, nu știu, la 20 ianuarie, să terminăm centrul și să poate fi funcționabil. Singura problemă este că, la momentul de față, nu avem un ordin clar al Ministrului Sănătății sau al Guvernului României prin care să știm cum vor fi plătiți medicii care vor face parte de la acel centru, care vor desfășura activitatea de la acel centru și, bineînțeles, cadrele medicale. Am organizat, conform normelor, modul cum va funcționa centrul. Avem asigurată paza pentru 24 din 24, avem asigurat personalul pentru cele 5 puncte din cadrul centrului și aici știm cu toții că sunt 5 puncte începând de la asigurarea recepției până la post-vaccinare. Deja materialele au fost achiziționate, așa cum am spus, singura problemă este cum vor fi plătiți medicii și asistenții medicali. Suntem pregătiți, am alocat suma necesară de bani pentru funcționare și pentru achiziționarea materialelor, urmând ca în perioada următoare să așteptăm ordinul Ministrului Sănătății sau, cum am spus, a Guvernului, cu privire la cadrele medicale.